Așa se dește, patriotismul. Mai bine ajung, mă duc repede acasă și le iau din calculator. La Valea Uzului, unde este cel mai greu. Din 2019 încoace ne adunăm an de an pentru apărarea memoriei lor. Am venit astăzi, Calea Neamului, împreună cu Frăția Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, împreună cu români de pe întreg cuprinsul țării. Ne pregătim pentru intonarea imnului național. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te adânciră barbarii de tirani, barbarii de...
Continuăm cu slujba parastasului pentru eroii armatei române, oficiată de un sobor de preoți în frunte cu vrednicul părinte Amfilohie Brânză. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Cela ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate le chiternisești, și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Onule ziditorule, fă odihnă, Doamne, și sufletelor adormiților, robilor tăi, căste din nădejdea s-apur, spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru,
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purpurea, și în vecii vecilor, amin. Pe tine zid și lima te avem, și rugătoare bine primită că e Dumnezeu, pe care l-ai născut născătoare de Dumnezeu înlumită, a credincioșilor mântuire. Cuvânt al Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale, cea Sfinților aflat izvorul vieții și ușa raiului, să aflu și eu calea prin pocăință. Eu sunt oaia cea pierdută, cheamă-mă Mântuitorule și mă mântuiește. Bine ești cuvânt al Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Cei ce pe mielul lui Dumnezeu ați mărturisit și ați fost junghiați ca niște miei, fiind mutați la viața cea neîmbătrânitoare și pururea veșnică sfinților, aceluia cu din adinsul mucenicilor vă rugați să ne dăruiască nouă dezlegare datorilor. Bine ești, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările tale. Cei ce ați umblat pe calea cea strâmtă și cu chinuri toți care în viață crucea cu jugul ați luat și mie ați urmat cu credință, veniți de luați darurile care am gătit vouă și cununile cerești. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Chipul slavei tale cele negrăite sunt, măcar deși por rănile păcatelor. Miluiește zidirea ta, Stăpâne, și o curățește cu îndurarea ta și moștenirea cea dorită dăruiește, făcându-mă pe mine iarăși cetățean al raiului. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările tale. Cel ce cu mâna dintr-o neființă mai zidit, miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor, atunci, rog, Dumnezeu, fericiți rostași și eroi români luptători din toate timpurile și toate câmpurile de luptă și care se șerfi și pe aceste meleaguri, eroi ostașii noștri, capitan Simeon Lazar, capitan Ciortărac Mitică, soldat Bejan Gheorghe, soldat Costin, soldat Simeon Lazar, capitan Ciorac Mitică, soldat Bejan Gheorghe, soldat Costin Mihai, soldat Corban Toader, prezent! Soldat Francu Ștefan, prezent! Soldat Gabri Ștefan, prezent! Soldat Iosif Gheorghe, prezent! Soldat Lazar Gheorghe, prezent! Soldat Rotaru Ștefan, prezent! Soldat Nistor Constantin, prezent! Soldat Bogdan Ioan, prezent! Soldat Cernea Gheorghe, prezent! Soldat Crinu Mihai, prezent! Soldat Horeica Mihai, prezent! Soldat Muraru Gheorghe, prezent! Soldat Roman Mihai, prezent! Soldat Rotaru Stan, prezent! Sublocotenent Davidescu Nicolae, prezent!
Sublocotenent Popoveș Dumitru. Prezent. Sublocotenent rezervă Damaschin Constantin. Prezent. Sergentul Ancea Gheorghe. Prezent. Soldat Potoroacă Ion. Prezent. Soldat Petru. Prezent. Soldat Sav Nicolai. Prezent. Soldat Laslău Gheorghe. Prezent. Soldat Cernea Gheorghe. Prezent. Soldat Dobrică Toader. Prezent. Soldat Durnaca Ștefan. Prezent. Soldat Mocanu Anton. Prezent. Soldat Diaconu Ion. Prezent. Soldat Gabor Ianoș. Prezent. Soldat Botezatu Constantin. Prezent. Soldat Ungureanu Gheorghe. Prezent. Soldat Spânache Petrea. Prezent. Soldat Cirnu Vasile. Prezent. Soldat Timarul Nicolae. Prezent. Soldat Pădureanu Ioan. Prezent. Capitan Cristea Traian. Prezent. Soldat Vasila Constantin. Prezent. Soldat Fânariu Ianuș. Prezent. Soldat Bobrizan Petrea. Prezent. Soldat Moise Nicolae. Prezent. Soldat Vrânceanu Ioan. Prezent. Soldat Fulaș Ștefan. Prezent. Plutonier Major Călin Adam. Prezent. Plutonier Major Mateus Mihai. Prezent. Sergent Adam Vasile. Prezent. Soldat Neucăr Buliga. Prezent. Soldat Femianin Aron. Prezent. Soldat Botez Ion. Prezent. Soldat Pescaru Nicolae. Prezent. Soldat Belciu Ioan. Prezent. Soldat Negru Ioan. Prezent. Sergent Drăgan Nicolae. Prezent. Soldat Belei Nicolae. Prezent. Caporal Lungu Costache. Prezent. Soldat Rotaru Vasile. Prezent. Soldat Dumitru Alecu. Soldat Sarișca Vasile. Prezent. Soldat Călin Atanasă. Prezent. Soldat Farcaș Ioanoș. Prezent. Soldat Ardeleanu Ioan. Prezent. Soldat Vulpe Ioan. Prezent. Soldat Fabian Gheorghe. Prezent. Soldat Ailenei Constantin. Prezent. Soldat Simion Ștefan. Prezent. Soldat Miron Vasile. Prezent. Soldat Liche Mihai. Prezent. Soldat Martin Ioan. Prezent. Soldat Pachianu Vasile. Prezent. Caporal Roman Vasile. Prezent. Soldat Gerasim Ioan. Prezent. Soldat Vasloveanul Dumitru. Prezent. Soldat Hânganu Vasile. Prezent. Soldat Bolohan Nicolae. Prezent. Soldat Florian Toader. Prezent. Soldat Vindileu Constantin. Prezent. Caporal Costel. Prezent. Soldat Hânganu Ioan. Prezent. Caporal Olaru Toader. Prezent. Soldat Văcariu Ștefan. Prezent. Soldat Postelnicu Gheorghe. Prezent. Soldat Teacă Ioan. Prezent. Soldat Sava Ioan. Prezent. Soldat Ciobanu Vasile. Prezent. Soldat Dorneanu Gheorghe. Prezent. Soldat Fedeleș Nicolae. Prezent. Soldat Ferareu Gheorghe. Prezent. Soldat Negru Constantin. Prezent. Soldat Stan Ioan. Prezent. Soldat Comăneci Ioan. Prezent. Caporal Butucaru Petru. Prezent. Caporal Muscă Vasile. Prezent. Soldat Grosu Petrea. Prezent. Soldat Ioniță Gheorghe. Prezent. Soldat Cioclu Constantin. Prezent. Soldat Marin Vasile. Prezent. Soldat Manolache Nicolae. Prezent. Soldat Fabian Ioja. Prezent. Soldat Antohie Nicolae. Prezent. Caporal Sandu Constantin. Prezent. Soldat Cioacă Ștefan. Prezent. Caporal Simion Ioan. Prezent. Soldat Ladaru Vasile. Caporal Popa Iordache. Prezent. Soldat Cioroabă Spiridon. Prezent. Soldat Roca Mihai. Prezent. Soldat Udău Giurgău. Prezent. Caporal Pătrașcu Constantin Soare. Prezent. Soldat Tăbăcaru Ianoș. Prezent. Caporal Zaharia Ioan. Prezent. Caporal Făiniță Ioan. Prezent. Soldata Petre Ioan. Prezent. Soldat Munteanu Ioan. Prezent. Soldat Ida Vatilo. Prezent. Soldat Gabor Mihai. Soldat Roman Ioan. Prezent. Soldat Tudose Nicolae. Prezent. Soldat Chiripescu Șori Gheorghe. Prezent. Soldat Susanu Dumitru. Prezent. Soldat Nikita Ioan. Prezent. Soldat Maria Dumitru. Prezent. Soldat Ardeleanu Pavel. Prezent. Soldat Apostol Ioan. Prezent. Soldat Țapu Iordache. Prezent. Sergent Hulupciuc Iordache. Prezent. Caporal Maftei Vasile. Prezent. Soldat Rotaru Constantin. Prezent. Soldat Gideon Ovediu. Prezent. Soldat Toma Dumitru. Prezent. Soldat Alupului Gheorghe. Prezent. Soldat Laibovici Ianău. Prezent. Soldat Nica Gheorghe. Prezent. Soldat Pușcalău Ioan. Prezent. Soldat Drumariu Nicolae. Prezent. Caporal Ianca George. Prezent. Soldat Unceanu Costache. Prezent.
Prezent. Soldat Toșca Vasile Ioan. Prezent. Soldat Graur Dumitru. Prezent. Soldat Cosma Nicolai. Prezent. Soldat Creangă Dragomir. Prezent. Soldat Căprescu Andrei. Prezent. Soldat Măcădău Gheorghe. Prezent. Soldat Leca Adam. Prezent. Soldat Cusan Lolă. Prezent. Soldat Făcău Mihai. Prezent. Sergent Ghimpu Constantin. Prezent. Soldat Biunfeld Stroie. Prezent. Costache Vasile. Ostaș și român necunoscut. Prezent. Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor fericiților într-o adormire eroi ostași luptători din toate timpurile, din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpuri de luptă, în lagăr, închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea, unitatea și demnitatea poporului român și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletelor în nepsie, spina împărăția cerului și iertarea păcatelor lor, la Hristos împărat cel fără de moarte, și Dumnezeu nostru cerem Domnului să ne rugăm. Dumnezeule, Duhului și a tot trupul care călca moartea și pe diavolul surpașa adunii viațului tale, însuți, Doamne, odihnește și sufletea înțelepților tăi pomeniți, în loc luminat, în locul verdeastru de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală o să sfârșește cu lucrul, cu cuvânt sau cu gândul, Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-le lor. Dumnezeu să iertă. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac. Și cu întotdeauna adevărul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului de viață, Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Odihnește Mântuitorul nostru cu dreții pe adormiții robii tăi și sălășluiește pe ei în curțile tale, precum este scris, trecându-le ca un bun greșelele lor cele de voie și cele fără de voie și toate cele cu știință și cu neștiință, iubitorul de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce reseri lumii din Fecioară Hristoase Dumnezeule și prin aceasta fiind numirea Ta, miluiește-ne pe noi. Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi Dumnezeul părinților noștri. Doamne, odihnește cu dreptii pe adormiții robii Tăi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu este sfânt precum Tu, Doamne, Dumnezeul meu, care ai înălțat fruntea credincioșilor Tăi, bunule, și ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale. Cu adevărat deșertăciune sunt toate, și viața aceasta este umbră și vis, că în deșert se tulbură tot pământeanul, precum a zis Scriptura. Când dobândim lumea, atunci în mormânt ne sălășluim, unde împreună sunt împărații și săracii. Pentru aceasta, Hristoase Dumnezeule, pe adormiții robii Tăi mutați de la noi, odihnește ca un iubitor de oameni. La limanul Tău cel inalergând către Tine, scoate din stricăciune viața mea mult milostive. Sfinții, odihnește Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi. Unde nu este durere, nici întristare, nici suspin,
și viață fără de sfârșit. Tu singur ești fără de moarte, cel ce-ai făcut și ai zidit pe om, iar noi pământenii din pământ suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământe și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, făcut în gură din îngropare cântarea. Aleluia, 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 aleluia. Cu sfinții odihnește Hristoase sufletele adormiților. Unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viața cea fără de sfârșit. Binecătoare de Dumnezeu și Maica Luminii, pentru cântări cinstind o să o mărim. Pe Dumnezeu al vedea nu este cu putință oamenilor, spre care nu cutează căuta oștile îngerești, iar prin tine preacurată s-a arătat oamenilor cuvântul întrupat, pe care, slăvindu-l cu oștile cerești, pe tine te ferici. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Tău este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu duhurile drepților celor ce s-au săvârșit, odihnește Mântuitorule sufletele robilor Tăi, păzindu-le într-o viața cea fericită, care este la Tine, iubitorule de oameni. Într-o odihnă Ta, Doamne, unde toți sfinții Tăi se odihnesc, odihnește și sufletele robilor Tăi, că însuți ești iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Tu ești Dumnezeu care te-ai pogorât în iad și ai dezlegat durerile celor ferecați. Însuși și sufletele adormiților robilor Tăi, odihnește-le. Și acum și pururea și în vece vecelor, amin. Ona curată și prea binecuvântată Fecioară, care ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire, pe acela roagă-L să mântuiască și sufletele adormiților, robilor Tăi. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm, Ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor, fericiților într-o adormire răiostași, luptători, români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești,
pentru întregirea neamului, pentru libertatea, unitatea și demnitatea poporului român și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala ce de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde dreptii se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeu nostru, să cerem Domnului să ne rugăm. Și a tot trupul care călca moarte și pe diavol este pașetul viață, lui Tatăl Iisus, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, eroi, ostași, luptători, care s-au jertfit pe aceste meleaguri, pe câmpurile de luptă, pentru apărarea credinței și a cuvântului noastre strămoșești, odihnește-le loc luminat, locul verdeață, loc de odină, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală să vă cu cuvântul, cu faptă sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu, să trăiască și să nu greșească. Mai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viață și odihna dormiților robilor Tăi, pomeniți Hristoase, Dumnezeu nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeu nostru, Dumnezeul puterilor, Cel ce sfărâm războaile cu braț înalt, Cel ce prin negreita întrupare, prin pătimirea de bunăvoia unei a născut Fiului Tău, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ne-a arătat că totdeauna după jertfă formează biruința și după cruce învierea. Te rugăm, auzi-ne pe noi, că ne rugăm acum, aici, putere și iubire Tale de oameni, pentru ca prin puterea Ta să păzești neamul rostul românesc, călăuzindu-l din biruință în biruință, din slavă în slavă, iar prin iubirea Ta de oameni să rânduiești în ceat aleșilor Tăi sufletele celor ce pentru credință și patrie s-au luptat în chip strălucit și s-au jertfit eroic. Sufletele acestora ca un nor de martori ne stau înainte și locurile unde odihnesc și cimitirul acesta, posemintele lor, păzește-l în hotarele pământului patriei noastre pentru care viața și-au dat, iar cinstitul lor sânge adapă toată vlăstarul libertății noastre. Pentru aceasta, desleagă iartele lor orice au greșit prin faptă, cu cuvântul sau cu gândul, ca prin, precum pe pământ au fost socotiți în ceata celor aleși, așa și în cer să-i numeri Doamne noastre a Sfinților, mucenici și martiri. Și precum s-au arătat cinstiți de către oameni, așa și înaintea Ta, Dumnezeule, să fie așezați cu Sfinții, ca acești viteși, ostași, purtători de biruință, lupta cea bună au luptat, calea vieții bine au săvârșit-o. Pentru aceasta, treptule judecător, te rugăm, dăruiește-le în schimb cununa dreptății, iar nouă, celor ce datorită lor trăim acum liberi pe aceste meleaguri, dăruiește-ne, Dumnezeule, pururea să pămim jertfa lor cea mare, să le păstrăm pomenirea, privind în făpturile lor, prin lupta lor, să le urmăm în vitejia și credința lor. Caută, Doamne, din cer, de pe tronul slavei împărăției Tale, cu mila și cu iubirea Ta de oameni și cu puterea Ta cea mare, la jertfa înaintașilor noștri și la celor ce sunt de față la această pomenire și binecuvintează atunci și acum pe binecredinciosul nostru popor român de pretutindeni, pe mai mari țării noastre, armata țării, dăruindu-le tuturor biruință asupra celor potrivnici, bună sfârșire în belșugare, dreaptă credință și pace, că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te slăvim. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nătejdea noastră, slavă ție! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întrutărunaților apostoli, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cele patre zimile de moșteturilor Sfinților, sufletele rog să ce mutați la noi în cortul drept să-i așeze, să vrea să-i odinească, cu drept să-i numere, până să ne miluiască, să ne mântuiască ca un bun și de oameni viitori. Pentru fericită adormire, veșnică, odihnă, dă, Doamne, sufletelor, celor stași români de pretutine și în acest cimitir, și în fălor, Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Și în fălor, Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Din neam în neam, din veac în veac, și le fălor, Doamne, veșnică pomenire, Hristos a înviat. Să ierte, cu drept să-i odinească, iar pe noi să ne miluiască, să ne mântuiască ca un bun și de oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, am venit astăzi aici, de ziua Armatei Române, ca să pomenim jertfa eroilor noștri de pretutindeni și acestora care au jertfit aceste câmpuri de luptă pe meleaguri acestea pentru apărarea patriei, pentru întregirea neamului. Aceși, vorbim de cei care s-au jertfit în primul și al doilea război mondial, al căror seminte odihnesc aici, și pe bună dreptate se cuvine, da, această pomenire și cinstire. Tinerii noștri frumoși, care au avut un ideal de luptă sfânt, convinși fiind alături de dorurile lor față de mamele de acasă, copiii lăsați, rudenile noastre, lor, lupta care au dus-o pentru apărarea gliei strămoșești în condițiile grele de atunci, în primul război mondial, au fost siliți să lupte sub armata germană, austro-ungar. În cel de-al doilea război au fost siliți să lupte sub gar, să dezrobească Bucovina, Transilvania de nord, de est, Basarabia, luptele de la Mărășești, Mărăști, Oituz, dar și de la Jiu, de Olt, din Dobrogea, ca să avem și noi o țară liberă, independentă. Și revenind la eroii mari, luptători, ostași din Valea, de pe Valea Uzului, a căror misiune de luptă a fost în primul război mondial să apere aceste trecători de la Ghimeș, a său, Palanca, Agăș, până aici, la Valea Uz, ca să oprească divizia austro-ungară de a înainta în spatele frontului de apărare românesc, de la Mărăști, la Mărăști, Mărășești și Oituz, unde s-au dus cele mai grele lupte, cunoaștem, cu armata germană, care încercuisere de la Doaga, în câmp deschis, toată valea aceea, condusă de generalul Mackensen,
cel ce a fost uluit, cum de a rezistat în inferioritate numerică, în inferioritate de tehnică militară, cu atâta vitejie ostașii români. E bine, datorită eroismului acestor soldați români care s-au silit să nu lase să treacă grosul armatei, divizia 14 austro-ungară, spre apărarea noastră românească, deci de apărarea acestor trecători a depins practic toată biruința. Iar de biruința lor a depins România Mare, favorită la 1918. A să înțelegem bine de ce este importantă cinstirea lor. Dragii mei, ne coborâm puțin în istorie, că din totdeauna biserica și țara întreagă, poporul român, a cinstit, după cum se cuvine, jertfa celor care s-au luptat din totdeauna pentru apărarea, da, pământurilor strămoșești și a legii strămoșești. Lupta noastră a fost întotdeauna cu păgânii. Chiar și vecinii noștri întotdeauna n-au nutrit sentimente bune față de noi. Ștefan cel Mare, Marele Voievod al Moldovei, ca să dau numai un exemplu, nenumăratele războaie care le-a avut, ca să sublinez un aspect al cinstirilor, după lupta din 26 iulie 1476 de la Valea Albă, unde a fost atacat de turci, apoi de tătari și a fost învins, lasă o pisanie extraordinar de prețioasă pentru noi. Spune el, dăltuind în piatră, ca mesaj peste veacuri, și au venit turcii, scrie acesta, să prade și să ia țara Moldovei și a ajuns până aici, la locul numit Valea Albă. Iar noi, Ștefan Voievod și cu fiul nostru Alexandru, am ieșit înaintea lor aici și am făcut mare război cu ei în luna iulie 26, anul 1476. Și cu voia lui Dumnezeu au fost înfrânți creștinii de păgâni. Și au căzut acolo mulțime mare de oștenei Moldovei. Tot atunci și tătari au lovit țara Moldovei din cea parte. De aceea a binevuit eu, Ștefan Voievod, buna sa voință, și a zis acest sfânt lăcaș numele Arhanghelului Mihail și într-o rugă sieș și Doamnei sale Maria și fiilor săi Alexandru și Bogdan și într-o amintirea și pomenirea tuturor credincioșilor creștini care au pierit aici. Și într-o amintirea și pomenirea tuturor drept credincioșilor creștini care au pierit aici. Iată ce facem noi. Ducem mai departe acest obicei pe care voievozii noștri, iată, l-au avut de a ridica, da, lăcașuri de cult și cinstirea, de a adus cinstirea care se cuvine celor, iată, într-o amintire și pomenirea tuturor drept credincioșilor creștini care au pierit aici. Același lucru facem și noi astăzi aici, pentru răii noștri. La cum am făcut mari voievozi și din totdeauna, nu uităm și de luptele, v-am spus, din primul război, din al doilea, dar eroi au fost și pandurii lui Tudor și Horea Croșca, da, și Crișan, au dus tot o luptă eroică. Și Avrameancu și toți care s-au luptat pentru apărarea meleagurilor, pentru credința strămoșească, pentru independența, pentru fără statul unitar, pentru apărarea valorilor noastre strămoșești, când au fost atacate de diferite pricini. Pe toți aceștia am cinstit, că le datorăm, da? Numai că suntem pe o într-o patrie, pe un meleag, pe aceste ținuturi. Și pentru mesajul lor, da? De jertfă și luptă într-o apărare a acestor valori. Au fost convinși că jertfa lor este plăcută lui Dumnezeu și de folosul urmașilor lor. Așadar, tot sufletul românesc care mai are aprinsă candela credinței în inima lui și care vibrează la aceste, da, jertfe date pe altarul patriei strămoșești, să fie și ei, noi toți să fim gata să ducem mai departe spiritul sacrificiu al lor cu toată dragostea și cu toată credința acest dat, meleagurile, această țară și neamul nostru să aibă viitor.
Vă vedeți cu resemnarea ridicat, cu durere, dar și cu nădejdea în viitorul neamului, ca să dăinuiască pe aceste meleaguri. Că nu toate în viață ne merg după cum am vrea noi. Sunt și aceste pagini, iată, de durere, da? Dar care, pentru noi, sunt temelie, iată, de luptă și de nădejde, de respect, da? Și de unitate, de a duce mai departe, sub aceste steaguri, da? Românești fluturând și idealul de luptă. Așadar, pentru copiii aceștia, să înțeleagă, jertfa înaintașilor noștri, marea binecuvântare și a lupta ca noi fiilor, strănepoților, să aibă un viitor luminos, să aibă o țară unde să vorbească în limba noastră, să putem să ne bucurăm, da? De libertate, de unitate, de sub cerul acesta sfânt și frumos, într-o țară apărată cu atâta preț, să înțelegem că țara noastră numi România și poporul nostru, drept credincios, poporul român, are dreptul, da? Și datoria să ființeze aici prin vrerea lui Dumnezeu și acum și în vecii vecilor. Amin! Trăiască! Trăiască! Trăiască și florească Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască! Trăiască! Trăiască și florească Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească! Fraților, prezența noastră aici garantează prezența acestor cruci în picioare. 4 ani de zile prezența noastră a ținut crucile de beton ridicate de primăria Dărmănești în picioare. Au fost procese împotriva lor, au fost trădări împotriva lor și în cele din urmă, cele din piatră, crucile din piatră, din păcate au fost demolate. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, care ne-a dat nouă credință și voință și putere de a fi în cultul eroilor, iată că din pulberea pietrei sfărâmate am ridicat la loc nu 50, ci 150 de cruci din lemn. Este primul cimitir făcut de oamenii simpli și nu de autorități, de oamenii simpli în memoria eroilor acestei țări. Prin ridicarea celor 150 de cruci am scris, fiți convins de asta, o pagină de istorie. Iar prezența noastră, fiecare dintre voi, este o mică piatră care este în jurul acestor cruci. Toți la oaltă suntem pietrele care țin în picioare aceste cruci. Pentru că și împotriva lor se fac uneltiri, se deschid procese penale, se fac tot felul de presiuni politice pentru ca eroii români la Valea Uzului să nu aibă însemne creștine. Este un lucru de neconceput, dar iată că se întâmplă la peste 100 de ani de la Marea Unire, de la 1918. Unire care fără jertfa lor nu ar fi fost posibilă. Ce înseamnă cultul eroilor? Aspectul practic al cultului eroilor. Pentru că ni se spune că suntem visători, idealiști și așa mai departe. Da, avem idealul de a avea libertatea de a fi români. Avem idealul ca resursele noastre naturale și bogățiile solului și subsolului să ne aparțină nouă ca români. Avem idealul ca sfinții închisorilor comuniste să fie canonizați. Și jertfa sfinților închisorilor comuniste să se studieze, să fie în manualele școlare. Avem idealul ca această țară să fie condusă de români. Amin. Avem idealul să nu ne dicteze nimeni din afară ce să facem noi aici. Amin. Și pentru ca acest ideal să fie dărâmat, ni s-a scos din istorie, ni s-a scos din educația națională istoria românilor. Rușine! Rușine! Istoria românilor ca obiect de studiu nu există cu acest nume în programa școlară din liceu. Rușine! Rușine! În schimb,
Ce s-a pus în locul ei? Istoria evreilor. Pentru, nu huiduim pe nimeni, din capul locului vă spun, nu avem nimic cu nicio etnie, cu niciun neam. Dar una este ca cineva să-ți bată la poartă și să-ți vină în vizită și să așeze frumos la masă și după aia să plece ca musafir. Și alta e ca cineva să-ți spargă ușa, să-ți ia masa, să te jefuiască și să nu mai plece de acolo. Sunt două lucruri diferite. Oare sunt niște întâmplări, unele lucruri? În 2000, acum câțiva ani, la Sighetul Marmației s-a construit cea mai mare sinagogă din estul Europei. După câțiva ani, un lider politic care se declară a fi naționalist spune că este gata, dacă ajunge la guvernare, să dea cetățenie română pentru 800.000 de cetățeni evrei. Peste puțin timp, iată că izbucnește un război care, Doamne ferește, se va lungi și care, Doamne ferește, va avea și refugiați. Mai mult nici nu trebuie să vă spun. Pe de altă parte, în România sunt deja 100.000 de muncitori din Bangladesh, Pakistan și Nepal. Alte câteva zeci de mii se pregătesc să vină din Tanzania. Pe de altă parte, în forurile Uniunii Europene se dezbate acum așa zisul pact pentru migrație, impunerea unor cote obligatorii de imigranți, care, ce să vezi, nu e exclus să vină tot din zona războiului Israel, fâșia Gaza, Hamas. Conform planurilor celor de la Uniunea Europeană, fiecare țară va fi obligată să primească câteva zeci de mii sau poate sute de mii de refugiați. Pentru fiecare refugiat refuzat, țara respectivă este obligată să plătească o anumită sumă de bani. Ce vreau să spun prin asta? Dacă până acum asupra noastră s-a produs o agresiune culturală prin înlocuirea reperilor naționale românești cu cele străine, o agresiune socială, o agresiune economică prin jefuirea resurselor noastre naturale, o agresiune asupra libertății, tocmai ce au trecut, a trecut puțin timp de la dictatura medicală din timpul pandemiei. Acum se pregătește, după părerea mea, o agresiune din punct de vedere etnic prin colonizarea României cu alte neamuri, cu părți din alte popoare. De aceea trebuie să fim uniți în jurul cultului eroilor, de aceea trebuie să avem întărită conștiința noastră națională, de aceea trebuie să spunem nu tuturor acelor politici care se pregătesc să ne aducă în țară diversi străini, diverse neamuri. România este a românilor și numai a românilor trebuie să fie. Doamne ajută! Doamne ajută! Frumos cuvânt, domnul Mihai Tănăveanu. Aș dori, dacă mi îngăduiți, câteva precizări. 25 octombrie este fixată ca ziua armatei române. Când? În 3 octombrie 1959 s-a fixat ziua armatei române prin decretul 381 la 25 octombrie ca zi de sărbătorire națională. La 1 octombrie 1959. De ce la 25 octombrie? Ce au gândit atunci? Și de ce n-au schimbat-o? Pentru că s-au gândit la data de 25, face referință directă, asta a fost scopul, la 25 octombrie 1944. Când
armata română a reușit să elibereze Transilvania din Nord, sub ocupația germano-maghiară, în bătălia de la Carei, și iată care, când a fost pierdută regiunea asta? Prin dictatul de la Viena din 30 august 1940. Deci această victorie urașă de readucere la trupul mamei din sub ocupația maghiară-germană, da? 25, deci așa de zis simbolică pentru noi, de reîntregirea țării, readucerea Transilvaniei, deci da, la trupul mamă, a fost dată referențială și a zis armatei, atunci se va prăznui. Câte zile de glorie n-a mai avut armata română? Pe câte câmpuri după, am spus, câte bătălii n-am dat în cele două războaie mondiale, vorbim din 1959, atât, da, de important a fost victoria aceasta din întregire, de realipirea Transilvaniei după dictatul de la Viena sub conducerea maghiaro-germană. Asta e istoria noastră. Ceea ce facem noi să sărbătorim astăzi, deci mai ales aici, într-un punct cheie, nu facem nimic la locul lui, ci căutăm să păstrăm istoria, da, așa cum a fost ea scrisă în toată jertfa și frumusețea ei de luptă, da, dorința de a avea patrie unită. Că ceea ce facem aici este să ținem un duh de unitate. Tinerii aceștia, copiii de toate vârstele noastre, continuitatea aceasta de cinstire cu diferite zile de festivitate, ziua națională, ziua eroilor și iată și ziua armatei, unde spunea, din păcate, mai vin oficial, pentru că trăim vremuri, bă, din sub Ceaușescu nu făceam așa ceva. Trimitea doi caporale acolo măcar. Trimiteți-vă doi sergenți acolo. Deci noi există, avem și noi cimitiri, da, militare, în Cehia, în Bulgaria, în Ungaria, avem în Rusia, în Federația Rusă, cum este astăzi. Avem, da, avem în atâtea state și noi și să fac aceste, da? Celebrări, ceremonii. Pe cum să nu facem aici? Și firesc, și asta e o realitate, că vă dăm mai încolo, mai încoace, au fost niște clarități, dar generate de niște interese pentru o zonă de, auzi, domne, în mijlocul țării, până unde ține Bacău, până ține Harghita. Domnule, nu vă supărați. Noi ce țară suntem, dar Harghita și Bacău unde se află? Noi vorbim de o cauză românească. Vorbim aici din 25 octombrie 1944, ca ziua armatei române. Atunci, ce facem noi? Da? Și eu am fost cadru militar. Pe ce educație am primit? Pentru ce? Și jurământul l-am depus și noi. Și nu-mi pare roșit. Ce educație? Păi ce ar zice, da? Toți comandanții mei, majoritatea acum, da? În lumea cealaltă. Ce ar zice? Ce ți-ai învățat, măi? Cine v-a sucit mințile, măi? Cine a schimbat, mă? Da? Cotarele sau meleagul. Ce alt jurământ? Ce alt imn de stat? Ce, sub care drapel mai sunteți acum? Nu-i clar, nu suntem aceia, nu avem continuitate de credință și de luptă. Și a reușit să bage zâzani între noi și între structurile militare, armate, jandarmerii și... Nu e adevărat! Sunt frații noștri, zrudele noastre, de aici. Ne-ați văzut cum a citit Ianuș, Laszlo, ne-am citit și au dat viața pentru același crez. Nu ne-am ferit, nu ne-am șters din pomelnice. Noi suntem oameni, da? Cu scaunul la cap. Dar trăim vremurile de mare provocare, iertați-mă, într-o lașitate politică sau niște interese, da, să se spună azi pe față, vin vecinii noștri, care niciodată nu au văzut bine, că bazinul carpatic nu e al lor. De ce nu i-a spus altfel? Carpații denumiri de ce, mă? În ce limbă e, mă, denumiri? Valea Uzului, auzi? Hai, băi, să fim serioși. Deci măcar atâta lucru la noi, în curte și în casă, să ne cinstim strămoșii și să recunoaștem istoria și să ținem țara asta întreagă, că și toți... Și să știți, oriunde în lumea asta, același lucru se petrece. Vezi că au rămas surprinși cu evenimentele astea și din toată lumea, băi, dar și Palestina aia, băi, nu-i chiar așa, bă, dar văzi, oameni acolo au un teritoriu, au o istorie, băi, cât s-o mai mutilăm, cât s-o mai mințim, băi, până unde s-o mai... Băi, sunt oameni, sunt, băi, chiar așa, adică toată lumea și Europa a zis, stop, stop, băi, vezi masacru acolo, bă, lăsați-i un culat, unde-i duceți? Și arabii și turcii, musulmani și Europa, și nu știu, băi, adică așa am gândit și noi și așa trebuie să gândească și aici. Nu intrăm în amănunte, că să știți, noi am vorbit, astea sunt evenimente din afară. Dar, închei spunând, noi să fim atenți la dușmanul dinăuntru. Noi asta avem datoria, să fim atenți și în afară, actualități, noi suntem atenți la dușmanul dinăuntru, care vrea să ne bage dezbinarea și toate nenorocile acestea. Deci, dușmanul dinăuntru nu e periculos ca dușmanul din afară pentru noi. Hai să fim atenți, familia, da? Biserica, școala, armata. Să înțelegem bine, da? Ce jurământ și ce crezi? Oie, cui servim noi? Care mai e misiunea noastră de luptă și de credință? Și din fericire, încă avem un popor, așa cum este el, și un creștinism, da? O biserică lucidă. Încă suntem luciți, nu suntem destui de amețiți cum ne-ar vrea.
încă un popor lucid, încă niște... Mai avem un popor lucid și o biserică lucidă și niște instituții militare și armate lucide încă, deși de la afară suntem foarte presați, încă suntem dornit, deci, da, de un popor lucid și să ne mențim această luciditate în provocările est-vest care sunt. Să rămânem în matca noastră, în specificul nostru, cu ceea ce Dumnezeu a binevoit să ne dea și să ducem mai departe în spiritul de unitate și de frățietate. Amin. Trăiască și înflorească Moldova, Pamardalul și țara românească! Trăiască, trăiască, trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească! Fraților, apropo de cum, ce spunea părintele, că suntem un popor lucid, nu uitați că avem printre noi eroi. Eroii contemporani sunt românii din Covasta și Harghita, care în ciuda oricăror agresiuni, foarte mulți dintre ei duc lupta mai departe, își păstrează credința, își păstrează limba, își păstrează idealurile naționale. Îl avem printre noi pe Dan Grăjdeanu, care a fost rănit la Băile Tușnat. Și uite că după 4 luni de la Băile Tușnat, atunci când forțele de ordine au intervenit brutal asupra lui și au frânt 2 vertebre din coloană în urma acestuia a suferit o intervenție chirurgicală. Acum tot nu este bine. Acum câteva ore m-a sunat, mi-a spus că îl doare foarte tare spatele și de aceea nu a putut să vină. Și rețineți, Dan Grăjdeanu nu este genul de om care se plângă, nu este genul de om care să se vaite din nimic. Nu este exclus să urmeze o a doua operație, să ne rugăm cu toții să-i dea Dumnezeu sănătate, pentru că avem mare, mare, mare nevoie de el. Fratele nostru Dan Grăjdeanu, chiar dacă este acum la câteva sute de kilometri depărtare, întins la pat, este aici, prezent alături de noi, în duhul neamului românesc, în rugăciunea neamului românesc, în steagul tricolor național. Fiecare pas îl facem împreună, și la bine, și la greu. Tot respectul pentru Frăția Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, care a fost alături de noi în cele mai grele momente și care nu a dat niciun pas înapoi. Împreună cu toții, români din Harghita Covasna, din Prahova, de pe întreg cuprinsul țării, de la Moinești, cu acești tineri minunați, conduși de profesoara Gabriela Bia, români din Vrancea, din Dobrogea, de pe întreg cuprinsul țării, împreună cu Frăția Ortodoxă, cu Calea Neamului, cu Mișcarea Națională, să mergem cu toții, cu Dumnezeu înainte, până la capăt, pentru biruința neamului românesc. Amin. Îi dau cuvântul fratelui Alexandru de la Frăția Ortodoxă, după aceea, în cinstea românilor din Harghita Covasna, în cinstea Frăției Ortodoxe, frații și surorile noastre din Franța vor cânta imnul Văii Uzului. Să ne gândim că eroii din ceruri se uită la noi. Sunt convins că se bucură când ne văd adunați aici și cinstim istoria neamului nostru. Dea Dumnezeu ca noi să fim decât o firimitură din neamul nostru care să aprindă dragostea fiecăruia în inimă pentru pământul, credința și Dumnezeu. Vă îndemn, noi ca frăție, eu personal mai puțin, dacă ca frăție în duhul frăției, să fim atenți cu viața noastră. Atât timp cât suntem în Hristos, atât timp cât împlinim ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat în Evangheliile sale, putem să răzbatem în vremurile de acum. Dacă rămânem într-un statut de naționalism, fără de credință, există un risc. Ăsta e motivul pentru care frăția nu este decât o frăție națională, e o frăție ortodoxă. Într-adevăr că l-avem pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe ca ocrotitor,
dar să fim foarte atenți în legătura noastră cu Dumnezeu, în lăuntrul nostru. Dat fiind faptul că în vremurile de acum, greu, v-am venit din Sfântul Munte la care Părintele ne spunea, să luați aminte că și dintre noi, noi cei care suntem ortodoxi, o parte mică va putea rezista. Deci chiar dacă mergem la biserică, chiar dacă facem fapte frumoase, chiar dacă mergem și ne spovedim, luăm parte la Sfânta Euharistie, ne împărtășim, să fim atenți cel puțin cu latura duhovnicească. Spunea acolo Părintele. Acum, iertați-mă, chiar dacă este vremea de cinstire a eroilor, eu sunt convins că numai atunci când suntem, să spunem, frumoși sufletește, când îl avem pe Hristos ca împărat, ca generalul nostru, ca cel care ne duce la biruință, și noi trebuie să știm ca soldați cum să fim. Și spunea, îndemnul pe care și eu m-a cucerit, să spun într-un cuvânt, vis-a-vis de relația noastră cu duhovnicul. Atât timp cât rămânem fără de un duhovnic, fără de un drumător duhovnicesc, nu putem rezista. Mesajul, nu numai al meu, și al frăției este: ancorați în Hristos spre biruința neamului nostru românesc. Amin. Unitate! 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 Valea uzului răsună sub standardul marilor eroi. Soarele măreț al libertății luminează acasă la noi. Poartă de fier Moldovei, te păstrăm în inimă și în gând. Îți aducem veșnic mulțumire, cât vor fi românii pe pământ. Hai la luptă, români, hai la luptă! Țara-i una și neamul-i la fel. Să nu pierdem nici când o redută, să răspundem prezent apel. Hai la luptă, români, hai la luptă! Să nu dăm niciun pas înapoi. Valea Uzului astăzi ne cheamă să slăvim bravii noștri eroi. Valea Uzului astăzi ne cheamă să slăvim bravii noștri eroi. Când înălțăm cu toți glasul ruga noastră către cerul sfânt, și să apărăm cu prețul vieții al străbunilor noștri mormânt. Aici unde e născut dorul și credința în Domnul Iisus, ridicăm cu falic tricolorul sus pentru cei ce pentru neam s-au dus. Hai la luptă, români, hai la luptă! Țara-i una și neamul la fel. Să nu pierdem nici când o redută, să răspundem prezent la apel. Să răspundem nici când o redută, să răspundem prezent la apel. Hai la luptă, români, hai la luptă! Să nu dăm niciun pas înapoi. Valea Uzului astăzi ne cheamă să slăvim bravii noștri eroi. Valea Uzului astăzi ne cheamă să slăvim bravii noștri eroi. Din strajă la poarta țării, toți vrujmașii să știe de voi. Doina mare glistră mășească vor fi apărate-n veci de noi. Hai la luptă, români, hai la luptă! Țara-i una și neamul la fel. Să nu pierdem nici când o redută, să răspundem prezent la apel. Hai la luptă, români,
hai la luptă. Să nu dăm niciun pas înapoi, Alea uzului astăzi ne cheamă, să slăvim bravii noștri eroi. Alea uzului astăzi ne cheamă, să slăvim bravii noștri eroi. Glorie eternă eroilor neamului românesc! Nu pierde România niciodată! Cea mai mare bucurie a noastră este că avem în mijlocul nostru aproximativ 50 de tineri din corul Avram Iancu Valea Mare, cele două prințese minunate de la Vrancea, din Florile Zagonului din Zagon, județul Covasna, și pe minunații tineri din corul Resurrectio, coordonat de Gabriela Bia, doamna profesoară de Gabriela Bia, pe care îi și rog, da, să ne cânte două melodii patriotice. Doar vă apropiați și rămâneți așa. Lasă-mi tricolorul în față. Gabi, uite-l la fond. Lasă-mi tricolorul în față. Gabi, uite-l la fond. Totul va decurge într-un rit cât mai alert, pentru ca după aia să apucăm să și mâncăm peste drum, ne mutăm după ce se termină programul. Se aude glas peste Carpați, să fim astăzi românii frați. Prea mult am fost năpăstuiți, de-acum hai să fim uniți. Că vruta Dumnezeu cel Sfânt să stăpânim acest pământ. Deci tu, române, nu uita de neamul tău, de țara ta. Și atunci când ești departe de sat și neamul tău, să spui cu demnitate, român voi fi mereu. Și atunci când ești departe de sat și neamul tău, să spui cu demnitate, român voi fi mereu. În lupte grele neîncetat, strămoși și sânge au vărsat, la peste vești să dăinuiască a noastră viță românească. Și zadarele străbune, întreaga oște să se adune, și mare Ion să-și are gria, și rana lui să poarte ia. Și atunci când ești departe de sat și neamul tău, să spui cu demnitate, român voi fi mereu. Și atunci când ești departe de sat și neamul tău, să spui cu demnitate, român voi fi mereu. În lumea mare de-i pleca, române bun, tu nu uita. O țară mică, dar frumoasă, te-așteaptă să te-ntorci acasă. Și de când va-ți-o fi mai greu, privește sus spre Dumnezeu. Curajul, cinstea și credința îți vor aduce biruința. Și atunci când ești departe de sat și neamul tău, să spui cu demnitate, român voi fi mereu. Și atunci când ești departe de sat și neamul tău, să spui cu demnitate, român voi fi mereu. Bravo! Thank you.
Organizație naționalistă.
comunitatea identitară condusă de Cotrin Coia, căruia îi dau cuvântul. Frați români, dacă în țara asta istoria românilor este batjocorită, nu mai este predată cum trebuie în școli, dacă pământul a fost înstrăinat, vândut către străini, la fel și resursele naturale, dacă suntem conduși de o atrotură de trădători, de corupți, de alogeni, de profitori, de antiromâni, dacă s-au dat legi antiromânești, care interzic să vorbim liber despre mulți sfinți ai închisorilor, despre mulți oameni pe care o mulțime de tineri îi consideră eroi și martiri. Credeam că măcar eroii se pot odihni în liniște în mormintele lor, dar uitați că nici asta nu mai e posibil. Anul acesta, aici au fost urmate 50 de cruci, 50 de cruci sfinte în memoria soldaților români care au luptat, s-au sacrificat și au murit pentru neamul acesta, pentru țara aceasta, pentru libertatea și demnitatea noastră și pentru crearea României mari. Noi nu uităm de ei. Sunt foarte mândru, sunt foarte bucuros că am reușit să ajung astăzi aici pentru prima oară să-i cinstim, să ne rugăm pentru sufletul lor împreună. Însă, după ce aceste cruci au fost dărâmate, un gest care nu-l pot numi doar antiromânesc, dar și anticreștin, un gest de-a dreptul satanic, cum poate fi acest lucru posibil în România? Tocmai aici, în inima României. Nu în Ungaria, nu în Rusia, nu în nicio altă țară din lume, dar tocmai aici, în centrul țării noastre. Stăm și ne punem întrebarea asta, cum ne întrebăm de multe ori, cum de atâtea mizerii, cum de atâtea norociri sunt posibile. Însă cu toate acestea, am văzut și un lucru foarte frumos. Un camarazii noștri de la Calea Neamului și la Frăția Ortodoxă au venit aici și au făcut dreptate pentru eroii români. Au ridicat 150 de cruci de lemn și o troiță pentru ca memoria lor să nu fie uitată. Au arătat că o înfrângere poate fi transformată într-o victorie în cel mai scurt timp, acolo există credință, unde există voință, unde există organizare și unde există cu adevărat dragoste de neam, unde există cu adevărat naționalism curat. Și acest lucru trebuie să ne dea tuturor speranță, să nu ne uităm eroii, să nu uităm martirii, să nu uităm înaintașii, să nu uităm cine suntem. Români, să nu uităm că această țară este doar pentru noi. Glorie eternă eroilor români! Glorie! Bravo! Mulțumim pentru frumosul cuvânt și încurajatorul cuvânt cu privire la ridicarea acestor cruci, da, 150, în urma demolării celorlalte. O precizare care trebuie să o reținem cu toții. Nu ungurii au venit și au dărâmat crucele. Să nu vă gândiți vreo secundă așa, nu-i lupta cu ei în singur. Vorbim de o problemă, un conflict întreținut politic pe seama acestui cimitir. Noi n-am avut niciodată conflict cu oameni și nici invers. Sunt niște interese politice de a menține, deci un interes de a menține un conflict politic, da? Telefoanele s-au certat între ele. Și așa, deci au decis, bă, demolați acolo, deci că s-a făcut presiune, da? Politică pe anumite autorități să le demoleze, lipsă de autorizații și alte. Totuși, vedeți, cine a venit, da? Drept credincioși și poporul, nepoții, rudenile, noi, poporul român, să ridicăm cine? Că noi suntem din alt neam. Ei sunt, da, rudele noastre și eroii noștri. Și atunci s-au ridicat aceste cruci, pentru că au fost niște bărbați, într-adevăr, ca și Dan Grășdeanu și Mihai, care și alții, ca... și aceștia la care poporul, la fel de eroi, a răspuns prezent. Și a doua zi, s-au ridicat pe urmă, da, aceste cruci. Ei bine, trebuiau la fel, sub telefonii să fie demorate și aceste imediat. Mai ușor ca celelalte. Cine credeți că nu lăsa să dărami data aceasta? Jandarmeria română. Nu vă atingeți!
Băi, o chestie! Ceva se întâmplă! Vă mulțumim! Deci, în generalizăm. Și nu s-a mai atins. Dacă sunt aici și nu-s prădate, sunt pentru că, da? Tot, iată, oameni din structuri. Nu, 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 nu. Mai vorbim. Până se lămurește, mai vorbim. Și din oficialitățile noastre, la fel, am vorbit personal. Și Mihai știe și Dan, cu și prezența, fără București. Unii, deci, au purtat discuții, domne, dar au zis, pe cheltuieli personale, deci nu se poate face niște abuzuri, că ei sunt presați. Deci, practic, care a fost argumentul? De ce nu s-a mai înaintat? În ce s-au împiedicat? În aceste manifestații. Și ce facem cu oamenii aia, domne? Domne, aia nu-s beți, domne, nu-s tâmpiți, voi. Uitați-vă cum vin, măi. Ce rău faci? Spuneți un singur, da, lucrul era locul lor, domne. Și iată că a devenit, într-adevăr, tocmai sinceritatea aceasta. Firescul acesta, da? Această realitate, da? Frumoasă a acestor, da, ceremonii, de cinstirea lor. Adevărul acesta în care, deci, noi ne îndoim de sentimentele noastre, cum ne-am îndoit de eroismul lor, de lacrimile lor, și noi la fel tot cântecul acesta, tot bătaia asta de inimă din pieptul acestor copii, tot discursul care s-a ținut aceștia și ce care a mai fost înainte, ați văzut, din toate, mereu vin din diferite zone ale țării. Domnule, oameni, deci această continuitate nu este așa o simplă obișnuință sau, da, ritual, ci este o datorie de suflet reală pe care noi o trăim. Când vom încerca, vom înceta să trăim noi, da, cinstirea lor, atunci nu avem pretenții ca cineva oficial să ne adune. De-aia zic, ceva se întâmplă, ceva se petrece și asta este mare lucru. Suflul acesta este aici, într-adevăr, un izvor de putere, de unitate, un dor, într-adevăr, de libertate, un dor de unitate, un dor de credință. Asta este să fie un izvor de putere și să fie astfel de fântâni duhovnicești cât mai mult în țara noastră, că asta e sufletul românului când îi rumpe, iată, pe coordonatele credinței și dragostei strămoșești și de aproapele. De aceea noi, să nu ne îndoim de noi. De asta am spus, dușmanul dinăuntru, la nivel de țară și de persoană, păcatul de noi, lașitatea de noi. Frumos mesajul acesta pentru copii. Mai frumoase drapele acestea când și profesoara și elevul, și preotul și ucenicul, și militarul și, iată, și, da, și confratele lui vin aici, da? Pentru că acest impuls de jertfă ne-a înaintat și a făcut, voievozii noștri au făcut înainte. O face și noi astăzi și nu ne îndoim. Așadar, iată, suntem un argument și pentru ei și o dovadă, băi, oamenii și chiar venind aici, noi suntem, existăm, nu poate să treacă peste noi. Noi nu avem alte arme decât ce? Credința noastră și sentimentul nostru sincer, da? De dragoste și de unitate. Așa să ne ajute Dumnezeu. Să ne aducem aminte că am câștigat întâi independența țării, iar apoi am făcut Marea Unire. Fac un apel către armată, pentru cei care au depus niște jurământe militare, de atâtea ori, cu mâna pe drapel, cu atâtea de generații, de copii, care i-am format să fie buni ostași, să nu-și mai pună umărul și să sprijine politicienii cei care trădează interesul național. Armata trebuie să fie armată. Armata trebuie cei care suntem în rezervă să avem coloană vertebrală, să fim alături de cei care slujesc acest popor, să fie alături de cei care stau cu fruntea sus către Dumnezeu, care sunt creștini. Îmi pare rău că nu am fost aici când au fost aceste cruci. Eram în Italia, dar vă spun, am fost peste locul ca să vadă lumea că noi n-am murit. Și noi n-am murit. I-am răzbunat pe cei care nu au, care au suferit din cauza faptului că a trebuit la ordin să dea jos niște cruci. Nu este posibil în acest an să faci acest lucru, să dărâm biserici, să dărâm troițe, să dărâm crucile eroilor. Sunt vicepreședinte a cultului eroilor pe județul Bacău. Dar vă spun sincer, am rămas indignat de hotărârile care s-au dat. Nu este posibil un judecător, un procuror sau oricine ar fi să dea o cruce jos. Oricâte funcții ar avea, oricâte titluri ar avea,
nu permitem nimănui să-și bată joc de credința noastră creștină. Am venit aici cu scop pașnic. Niciodată nu o să mă ridic împotriva unei nații, dar o să mă ridic împotriva teroriștilor. Am să mă ridic împotriva celor care, într-adevăr, sfarmă idealul unui popor. Sunt aici lângă dumneavoastră și voi fi mereu. Voi fi mereu lângă duhovnicii mei care sunt aici. Voi fi aici ca militar și vă spun sincer, vorbeam cu prietenul meu cu care veneam. Din Ardeal s-a făcut drumul, s-a făcut șoseaua până aici. Noi suntem datori Bacău cu cei care conduc acest județ să facă drumul până aici. Acest cimitir trebuie să fie un cimitir internațional. Aici noi trebuie să ne dăm mâna Ardealul cu moldovenii. Aici, pe acest șes, va trebui să întindem mesele bucuriei. Aici va trebui să ne întâlnim, să ne dăm mâna, să jucăm, să dansăm, că suntem uniți. Nu admitem nicio placă și nici să fie scris undeva despărțire. Nu admitem granițe în mijlocul țării noastre, domn președinte. Să luptăm cât putem cu biserica în frunte. Când suntem creștini, ne apărăm plaiurile creștine. Asta am vrut să vă spun. Iar voi, tinerilor, să fiți prezenți între noi, să dăți semne bune. România n-a murit. La Cuvioasa au fost 16.000 de pelerini, iar din tinere 600 de voluntari, ca niciodată. Bisericele sunt pline. Acum la Sfântul Dumitru ați văzut. Suntem puternici. Asta le ciudă, că rezistăm. Dar vom rezista. Vom rezista că avem biserică puternică, avem duhovnici biserici puternici, avem un patriarh care ridică un al doilea Ierusalim. Iar aceea spunea cineva, Suhan Sin, un mare indian, proroc, spunea în felul următor, casa poporului va fi loc de pelerinaj, unde vor veni din toată lumea, iar România va fi un al doilea Ierusalim. Și așa va fi, fraților, nu cum vor ei, așa cum vrea bunul Dumnezeu, așa va fi Bucureștiul cu Catedrala Neamului și cu acea casa poporului care va fi casa poporului. Va fi casa în care se vor odihni toți creștinii din toată lumea. Va fi pelerinaj. Iar cei care ne-au jăgmănit vor ajunge la un nivel în conștiință încât vor da înapoi țării ăștia și diavolului românesc tot ce i s-a furat. Iar voi, tinerilor, să fiți cu luarea minte, între voi să nu crească moștrii cum au crescut din generațiile trecute, care azi vând poporul român. Între voi să fiți cu fruntea sus, politică înseamnă a conduce cetatea. Voi sunteți urmași, voi sunteți România de mâine, să faceți cinste și ceea ce ați văzut astăzi să duceți mai departe. Dumnezeu să ne ajute ca biserica noastră în jurul duhovnicilor, în jurul patrioților ca dumneavoastră, domnul președinte, să menține făclia libertății, a unității sus și să fim cu adevărați români! Bravo. Îi mulțumim foarte mult domnului colonel pentru prezență și pentru minunatul său cuvânt. În încheiere, corul Avram Iancu, Valea Mare, județul Covasna, inima României. Ardealule, din tine nu-i vina noastră, iarăși vom veni. N-am fost înviși și nu vom fi nici mâine, când ceasul biruinței va sosi. Aveam o țară scumpă și mândră, aveam și iarăși vom avea dușmanul care astăzi râde, va tremura privind la ea. Noi te iubim că tu ai fost al nostru,
dar prin dictatorul și noi și monstru, portiși te-au reușit de te-au furat. Aveam o țară scumpă și mândră, aveam și iarăși vom avea, vom avea dușmanul care astăzi râde, va tremura, privi la ea, privi la ea. De aici din depărtări privi spre tine și plânge jalnic timpul tău amar. Că știi că frații ce rămași în tine sunt torturați de un popor barbar. Aveam o țară scumpă și mândră, aveam și iarăși vom avea, vom avea dușmanul care astăzi râde, va tremura privind la ea, privind la ea. Te vom lua că tu ai fost al nostru și viața pentru tine ne-a uitat. Te-a moștenit de la strămoșii noștri și nimănui nu te-au lăsat în dar. Aveam o țară scumpă și mândră, aveam și iarăși vom avea, vom avea dușmanul care astăzi râde, va tremura privind la ea, privind la ea. Vom trece iar pe vechea frontieră, dreptatea noastră este bună acum. Privigerii și foc de mitralieră, armata noastră îi va face drum. Aveam o țară scumpă și mândră, aveam și iarăși vom avea, vom avea dușmanul care astăzi râde, va tremura privind la ea, privind la ea. Credință în țară și mereu înainte, să cucerim ce avem de cucerit. Ardealul nostru e o țară scumpă, să lași Bihor și Clujul iubit. Aveam o țară scumpă și mândră, aveam și iarăși vom avea, vom avea dușmanul care astăzi râde, va tremura privind la ea, privind la ea. Aveam o țară scumpă și mândră, aveam și iarăși vom avea, vom avea dușmanul care astăzi râde, va tremura privind la ea, privind la ea. Bravo! Bravo! Dușmanul care astăzi râde, va tremura privind la ea. Acesta este gândul optimist cu care încheiem manifestarea de azi.